Centenarul Marii Unirii este marcat pe parcursul întregului an în toate localitățile din județ. Aceste activități au rolul de a ne reaminti importanța acțiunilor soldaților care s-au jerfit pentru țară. O astfel de manifestare a fost organizată la Lerești în cimitirul din Țarină, acolo unde au fost plantați 100 de puieți de brazi. Astăzi la cimitirul eroilor din Țarină are loc o acțiune inițiată de Ministerul Apelor și Pădurilor mai precis de Garda Forestieră Județeană Argeș, în colaborare cu Primăria Lerești cu și Consiliul Local, cu Ocolul Silvic Iezer Păpușa, cu Școala Gimnazială numărul 1 Lerești și cu Asociația Culturilor Eroi Eroilor sub filiala Lerești. O acțiune de plantare a 100 de puieți de brazi, reprezentând 100 de ani numărul anilor de la Marea Unire, cu ocazia aniversării centenarului. Brazi care vor dăinui peste ani și vor rămâne în dăstraje aici să păzească în liniștea de veci sufletele eroilor care s-au jertfit pentru ca noi astăzi să fim ceea ce suntem. Activitatea a beneficiat de sprijinul direcției silvice Argeș, dar și a oculului silvic Rugar Păpușa. S-a avut în vedere plantarea a minim 30 de puieții forestieri în Localitățile unde au avut loc lupte în primul război mondial, în județul Arge, și uh, au, această acțiune de plantare a mai avut loc sau urmează să mai aibă loc, în localitățile Rucăr Dragoslavele, Câmpul Lung, Lereștiu, unde suntem astăzi prezenți, Berevoiești, Pitești, Costești, cu sprijinul Ocolului Silvic uh, Păpușa Rucăr, Ocol Silvic Privat, Ocol Silvic de Regim, am. Uh, obținut materialul forestier de reproducere pentru această acțiune de plantare, iar primăria Lereș, prin domnul primar Marian Toader și școala generală Lereș, prin domnul director Robert Maria ne-au dat acest sprijin pentru această acțiune. Reprezentanții cultului eroilor au salutat activitatea și au venit și cu o altă propunere. Să planteze 133 de copaci în memoria lereștenilor care și-au dat viața în primul război mondial. Este o acțiune deosebită, o să-i propun domnului primar și sunt convins că va găsi o soluție să plantăm într-un lot, într lot 133 de pomi, vedem ce, 133 de lereșteni au murit pe câmpurile de luptă. De asemenea, o acțiune pe care o am eu în vedere și sunt convins că domnul primar și conducerea primăriei va, mă va ajuta, vreau să știm numele tuturor de reștenilor care au luptat în primul război mondial și chiar în al doilea război mondial, care au venit acasă, unii răniți, un întregi fizic, da, psihic, suferinți psihic, alții cu răni, invalizi și de care, din păcate, am uitat. Și e bine să ne aducem aminte de ei mereu, nu numai cu ocazia centenarului, Activitățile dedicate centenarului Mari Uniri vor continua și în următoarele luni, când autoritățile lereștene își doresc să aducă în comuna mușceleană și flacăra centenarului.